Anul trecut, pe perioada vacanței de vară în Petroșani, a funcționat în premieră un program intitulat Grădinița de Vară. Mai exact, părinții și-au putut lăsa gratis odraslele la cursuri. În acest an însă, programul a fost anulat. Anul trecut am inițiat acest program și a fost un succes și părinții au fost foarte mulțumiți. Dar datorită faptului că s-a făcut pe bază de voluntariat programul de anul trecut, colegele mele n-au mai putut să își efectueze concediul legal. Toată lumea a rămas lucrând din timpul liber, cum ar fi, toată lumea a rămas cu zile de concediu pe care n-au mai putut să le efectueze. Anul acesta am încercat să facem o programare și un parteneriat în așa fel încât să ne vină profesori itineranți sau să ne vină practicanți, viitori absolvenți de facultăți în pedagogia preșcolară, pentru ca să acoperim această perioadă de vacanță de vară. Dar nu am avut solicitări din partea acestor categorii viitoare profesionale, drept pentru care nu am putut să organizez grădinița de vară și să le oblig pe colege să revină din concediu pentru a lucra în grădinița de vară. Acesta a fost motivul. Anul viitor sperăm să facem un parteneriat cu facultățile care pregătesc viitoarele cadre didactice în așa fel încât vara să se poată desfășura această practică pedagogică și să lucreze în parteneriat cu educatoarele care vor fi în activitate pentru a-și efectua practica și pentru a oferi comunității această grădiniță de vară. După cum a precizat directoarea Lucia Muntean, aceasta are ca intenție reluarea programului în vara viitoare. În acest sens, a contactat o serie de instituții de învățământ superior care și-ar putea trimite studenții în practică la Petroșani pentru a avea grijă de micuții de la grădiniță pe perioada verii.